La PC Garage beneficiezi de minim 20% reducere pentru carcase, surse, coolere sau ventilatoare. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Ghost of Tsushima, oameni buni. Ultima oară când ne-am întâlnit, bine, a reușit să-l salvăm pe Taka și să stabilim de acum că ne este dator cu anumite lucruri. Dar data asta o să ne ocupăm noi de mai multe lucruri în acest video, oameni buni. Și sper că îndrăgesc seria asta la fel de mult cum o îndrăgesc și eu. Sincer, nu mă pot opri din a mă juca jocul ăsta, îmi place foarte, foarte mult. E satisfăcător pe mai toate planurile posibile. Și pot zic că este cam jocul meu favorit de anul ăsta momentan. Vom vedea, desigur, să vedem cum se desfășoară toată acțiunea. Și pe lângă asta, bine, totuși trebuie să luăm în considerare că am avut și Doom anul ăsta, așa că, na, totuși, ăla cam greu. Are competiția destul de bunicică pe anul ăsta. Cred că o să ne ducem mai întâi să luăm niște chestii. Stai să ne ocupăm și de aia. Deci astea două clar o să le facem. Dar cred că o să ne ocupăm mai întâi de asta, de a lua mișcarea nouă, știți? O să luăm mișcarea asta mitică, pentru că sună destul de interesant. Și trebuie să fiu atent, să mă duc prin diverse orașe, poate găsesc și mișcarea mitică, aia Heavenly Strike, văzusem că era acolo o chestie destul de interesantă. Ia, hai să vedem ce zice asta aici. O să ne zică legende totuși, scuze. Come, my lord! The story of Uchitsune awaits! Sau cine mai e Uchitsune? Long ago, an emperor and his palace were plagued by a winged demon. Oh, shit. The emperor sent for Uchitsune, the most renowned archer of his time, who wielded a bow blessed by a kami. Ooh. When the demon next came, Uchitsune was ready, long bow in hand. Damn. His aim was truer, and his arrows flew farther than any archers in Japan. Uchitsune loosed a single arrow. Shit. It pierced the demon's heart. As it fell to the ground, it cursed Uchitsune with its final breath. Soon after, Uchitsune saw the forms of the demon everywhere. His legendary bow never missed. But each arrow that hit its mark was met with a very human scream. A turbat și omora oameni. The trail of bodies led to his capture. Though many called for Uchitsune's death, the emperor felt pity for him. Uchitsune was banished to Tsushima Island. He oh, shit. Died years later, alone and forgotten by all but a few. The demon-slaying longbow has remained hidden here since his passing. Ooh. Some say it awaits a worthy master. Others believe it still holds the demon's curse. Nice! Mamă, ce mișto-i treaba asta, sincer. The Curse of Uchitsune. Ok, asta pare interesant. Asta pare foarte interesant. Cursed or not, the bow sounds powerful. Take care, my lord. The bow inspires darkness in those who seek it. I'll bear that in mind. The question is where to begin looking. To quiet his mind, Uchitsune often walked the coast, la plajă. Obsessed with the blue hydrangeas that grew there. Perhaps they'll provide a clue. Ok. Asta sună interesant. Oh, e aproape 100 de metri. Ia să vedem, mă, care-i treaba cu nebunia asta. Văzusem eu pe stream-ul cuiva, am intrat random și văzusem că găsise, nu m-am uitat în ce oraș e, dar era o chestie numită Heavenly Strike, era ca și cum dădea cu trăznet sau ceva, prea foarte mișto. Genera super rapid omul când ataca chica. Seamnă cu Zenitsu din Demon Blade, din Demon Slayer, am zis Demon Blade, tot acolo. Oh, trebuie să căutăm flori albastre, nu? Uite-le, nu se stea? Blue hydrangeas, like the musician mentioned. Mm-hmm. It must be close. Astea sunt. Chiar nu știu, follow the blue flowers. Uite astea. Ah, uite, sus, încolo. God damn! Peisajele astea mă nenoroce... Strange. That tomb is cracked open. Hai, v-am zic, uite, e ceva aici. Mă întreb cum sunt misiunile astea totuși, cred că sunt grele, îți dai seama, nu? Cred că pur și simplu te duci și iei itemul și gata. Oh, ce e aia?
An island surrounded by blue flowers. Uchitsune's bow could be there. Și cred că trebuie să găsim asta. Uchitsune's resting place. A, trebuie să căutăm asta. Deci o insulă înconjurată de... de flori. Ok. Cred că trebuie să ducem aproape de apă ca să-mi dau seama exact. Oh, ce aici? Mă gândeam că sunt iteme, dar aparent sunt niște ierburi care au ieșit așa, mamă, vere, dar hai că e beznă dacă e. Jesus. Ok. Oh, frate, lumina asta. Oh, aleu. Oh, shit. Stop searching for the cursed bow. It leads only to death. Nu. He wore the mask of a Tengu demon. Hmm. That was a warning shot. Can't let my guard down. Demonul la masca aia roșie, tot ca în Demon Slayer. Cât de bine arată jocul ăsta, mă jur. Nu știu ce face Sony, dar mereu face cele mai arătoase jocuri. Rar găsești ceva și pe PC care să arate și să bruleze decent. Nu știu, cred că e din cauza faptului că jocurile sunt făcute să ruleze fix pe... fix pe sistemele lor și de aia. Asta cred că e clar un răspuns clar la chestia asta. Ha, mă, vreți să ne batem? Ah, până acum vreau să săriți la gâtul meu, acum gata, v-ați calmat. Deci așa trebuie material de la voi. Deci indiferent că... oh, căprioare. Te sunt arși ăștia pe aici. Înseamnă că mai fost oameni care au venit pe aici. Mamă, ăsta a fost săgetat de binele. Fapt, stai, te-ți mă întorc cu fața la el. Toaște mă, Jin, cu fața la el. Măi, dacă zice ceva despre el, dar nu zice nimica. Ok, uite acolo, cred că trebuie să ne uităm bine. Stand off. Oh, salut! Ok, hai să încercăm să facem streak-ul ăla. Ah, ok. Deci când ăla face charge către mine, pot să-i dau și eu. Nice. Sunt aici, calmează-te. Trec de gen pe față. You'll be free soon. I thought I'd die here, my lord. Stai liniștită, de-aia sunt eu aici. Like slaves. Don't even feed us. You're safe now. Do you have friends who can help you? I was separated from my family in Tsutsu. Tried to catch up to them on the path to Ohama fishing village, but the Mongols were camped by the road. I couldn't outrun their horses. I'll clear that road. Be careful and stay off the main paths. Okay. Stai o treabă. Oh. Gimme. Rumor location added. Ok, deci tot felul de locații de-astea. E fain când faci random encounter de-astea, îți dă locații diferite pe care le poți aborda. Cred că aici trebuie să ajungem, sus pe asta. O insulă plină de de-astea așa. Dar nu văd exact unde e. Cred că acolo e îndepărtare. Gen aia de acolo pare a fi. Că pe aici nu văd nimica, deci clar încolo ar trebui să fie. Hai să nu ne aruncăm. Ultima oară când m-am aruncat undeva, nu s-a terminat foarte grozav pentru mine. Mă, Jin, ce facem? Search Hiroshi for the island. Da, nu, cred că e acolo. Conform hărții, pare fi o insuliță mică lângă o altă insulă
Deci ar trebui să fie aia de acolo, deci să ajungem în partea aia de altă. Avem o leacă de traversa, boys. Oh, ce bine se vede tot. Eu, totuși, cum zic, sunt uimit de cât de bine poate să redea totuși și la distanță. Știți voi că e treaba aia cu render distance-ul și că la anumite jocuri când te uiți la depărtare nu se văd lucrurile așa bine. Dar ce drept, sunt foarte low quality la distanță, dar cu cât te apropii lucrurile devin foarte clare și foarte repede. Asta e ceva de apreciat, adică nu multe jocuri reușesc să facă treaba asta. Și ce am mai observat e că toate exclusivitățile astea Sony, care sunt și bune și așa, sunt third person. Sony nu cred că a scos nimic first person care să fie amazing, adică dacă să ne gândim așa, Killzone n-a fost așa de grozav. Adică Shadowfall a fost așa, gen mediocru, rău de tot. Cred că e cea mai slabă exclusivitatea lor. O să ziceți, da, mama ăștia, dar Last of Us 2, hai că da. Bine, viziunea unulora este, viziunea altora nu este, știți voi, păreri împărțite, dar nu, Killzone cred că cea mai slabă exclusivitate din mai toate punctele de vedere, în afară de grafică. Deci grafic vorbind arată bine jocul, dar când vine vorba de jocul în sine e destul de boring. Țin minte că am făcut serie și nu m-a impresionat așa tare. Ok, hai să vedem dacă de aici reușim să ajungem la ceva. Oh shit. Cineva a comis-o aici, ori a murit. Știu exact care e ideea. More blue flowers. Uite, acolo e. Seamănă, nu? Da, seamănă. Aia e, de acolo jos. Follow the blue flowers. Unde, mă? Nici că le-am văzut. Eu le urmăresc, eu mă duc acolo jos că le-am văzut. Nu mă mai stresez cu asta. Te pești, cred că putem să o luăm sau ceva. Trebuie să fie un drum pe unde poți să cobori. Medling Rock Shrine. Ah, cred că trebuie vreo unealtă aici să cobor. Așa că o să coborâm în stilul de la țară. Ca să înțelegeți. Merge și așa. Da, văd copacii aia ca și cum cred că o să avem vreun cârlic. Știu că văzusem noi într-un gameplay ceva. Nu-i bai. De ce? Ce așa periculos pe aici? For a samurai, but not a priestess. What are you doing here? My duty. Sunt cu aia din Inuyasha. When the war ends, people will need these torii gates to mark their path, so they can find the Shinto shrines and pray for the kami's protection. We can use the protection now. Yes, but the paths are too treacherous. Nearby. I tried to visit the nearby shrine, almost fell to my death. Maybe I can reach it. As a boy, I climbed every tree and cliff around my village. If you get there in one piece, pray for our island and take an Omamori charm for yourself. Wear it close. Cred că sunt charmuri mai puternice. Că noi până acum am folosit charmuri cu 7%, cu 5%. Gen, poate să sunt charmuri puternice. Follow the Torii gates. They will lead you to shrines all across our island. Da, dar vreau să mă duc și acolo. Hai să vedem. No, hai să luăm pe ăsta atunci, dacă tot sunt la capitolul ăsta. Oh, shit. Mamă, frate. Bă, sigur e o opțiune. Ok, văd că putem sări. Hai că m-am dus. Hai că m-am dus, dai că e. Ok, cred că e mai bine așa. Aia zic, mă. Oh, e ceva pe aici? Nu-s chestii. Oricum noi trebuie să coborâm, deci trebuie să facem cumva să coborâm. Deci era undeva pe aici parcă de coborât. Așa. Oh, nu era nimic de coborât de fapt. Înseamnă că e altceva pe aici? Ah, uite mă că poți să te bași pe aici. Mamă, dar e beznă rău de tot. Ah, ok. Ce mișto e aventura asta, așa, mă jur. Scuze că nu mă ocup acum de principale, dar astea sunt destul de mișto. Plus că oricum trebuie să luăm și aia, Heavenly Strike. Adică Heavenly Strike, da, mi-a rămas fixația pe aia, mă jur. Ok, acum jos, presupun. Ah, dar oricum pe aici văd că putem cobori lejer.
Așa. Hai mă, sari. Atât. Pe aici, da. Dar stai, trebuie să urmărim Tory Gate încolo sau nu? Nu, nu, văd că pe aici sunt iarăși alte drumuri. Au drumuri și drumuri, frate, pe care le poți aborda, serios. Uite, pe aici ar trebui să o luăm. Ușurel, ușurel, ușurel. Păi și unde mă duc de aici? Cred că de fapt trebuie să mă sui acolo, sau? Deci de fapt e drumul așa. Oh, God! Oh, Jesus! Bine, animațiile de țopăială, să zicem, nu sunt cele mai grozave, da. Deși mi se pare dubios că ăștia au făcut totuși un joc cu parkour destul de bun, adică Infamous Second Son era destul de ok cu parkourul. Bine, acolo aveai super puteri. Mai puteai opri din căderi și chestii. Oh, dar asta mă jur, e o aventură de-a binele. Serios, e o mega aventură pe aici. Ok. Jesus, frate, cum e pe acolo. Ai că da. Îmi fac eu de treabă acum. Ok, aici. Hai, v-am zis că pot să sare acolo, nu? Atât. Cred că am ajuns. Da, uite acolo e ăla. Dar trebuie să găsim una ca să putem coborâm. Ce faci, mă? Trebuie să găsim una ca să coborâm, parcă. Mamă, cred și eu că n-are cum să ajungă săraca aici. Nice. Hai că mi s-a îmbârligat aia acolo. Ce șmechere e chestia asta să te duci să explorezi în felul ăsta. Care e foarte tare treaba asta așa. Ar fi tare să obținem un fel de buff permanent, ar fi o nebunie. Oh, cameo of medicine. Wait, what the fuck? Care e? Wow! Slow recover, what the fuck, asta e tare. Ok, să luăm pasta. Așa, asta e bună. Nu știu că l-am pus pe asta. Ok, va trebui să mai deblocăm locuri de charmuri, boys. Și am obținut ceva material mai rar. Ok, acum presupun că putem să ne întoarcem, dar stai, avem cândva, oh, pe hartă, locație perfectă. Nu prea avem cum să ne ducem bine. Deși aș vrea să cobor, știi? Nu văd nicio opțiune să cobor fără să nu-mi rup gâtul, sau? Ba da. Cred că dacă forțez puțin o leacă. Ok, deci n-ai cum să cobori. Ok, deci nu e chiar free roam style. Voiam să cobor și să mă duc acolo. Descend shrine. Oare mă dă jos? Gen jos sau... Oh, mă dă fix aici. Oh, e bine. E bine. Deci oricum trebuia să ajung acolo, deci e bine. Asta a fost o micuță aventură așa de explorare destul de mișto. Bine, explorarea a fost o misiune secundară, într-o misiune secundară. Ok, aici trebuie să vedem cum coborăm. Trebuie să fie cumva o opțiune de a te da jos fără să-ți rupi toate cele. Hai mă, e ușor. Atât. Ok, e bine. Așa-mi place mie să trăiesc periculos, știi, să fac manevre de-astea tâmpite. E bine, știi, e bine că dacă faci de-astea, ai șanse mai bune să ajungi unde vrei, mai repede. De pe aici, așa. Uite, insula. Deci noi trebuie să ocolim mai mult pe acolo. Ok, deci asta e la altă direcția mai bună. Bă, sincer, e mișto treaba asta, nu știu ce ziceți voi, dar mie mi se pare o activitate destul de tare. Și mai ales pentru cei care probabil joacă jocul și sunt curioși cum obții anumite chestii, poate îi ajută, știi?
Hai să ne ducem la insula de acolo. Oh, dar cât de fain e aici. Hai mă, Jin, iar ai obosit. Bine, data asta cred și eu că am mers destul de mult. Pentru că îmi se pare logic. Hai, insula. Da, e insula 100%. Se potrivește cu designul. O să luăm în apă. Uite, crabi. Crab rave. Fa băieții mei, crab rave aici. Și se ascund, bagă-m nisip. Ioi, ce blană. A mountain surrounded by blue flowers. Which is in this boat could be there. Wait, what? Sunt în altă parte aici? Na, nu, ia, mamă, ce m-am speriat, de serios. And Tsushima will fall. Tashma. Speak plainly. This is your last chance. Leave the boat alone. Cred că ăla e arcul, de fapt. Păi dacă trag eu acum după tine? Cât de departe e treaba asta? 400 de metri. Oh, am un punct de like de rapid. Nice. Nice, nice, nice. Noroc că Ishikawa sensei avea acolo tot. Jump to avoid Spearman sweep attack. Oh, ok. Ok, ok. Search for the mountain. Cum arată? Pare a fi cel mai sus, deci cred că e ăla de din față. Bă, Jin, lasă. Lasă cântăcioasa. Da, cred că e sus rău de tot, gen. Că văd că nu e altceva mai mare. Deci cred că pe aici trebuie să fie. Adică nimic altceva nu pare să fie la același nivel cu el. Și văd că în spate părea a fi Golden Forest-ul. Ceea ce cam așa e, dacă venim aici. Stai așa că nu mai văd nimic ca pe aici. Ok, cred că așa ar trebui să fie. Sau nu? Cum e? Deci sunt florile. Ok, se vede ceva turn. Ăla nu e. Ăla nu e turnul. Deci un turn cu niște chestii la bază. Și trebuie să fie multe flori albastre. Dar e sus rău de tot. Ok, unde e Golden Forest? Cred că aici e mai exact. Da, cred că e mai așa aici. Deci ar trebui să mă... Trebuie să mă reorientez. Stai așa, până înapoi. Și cred că ar trebui să mă duc undeva mai jos. Deci asta pare a fi un munte destul de mare. Așa că n-ai un zoom sau ceva. Oh god. Aia zic, mă. Stăm noi la discuții cu dăștea. Ia, hai să vedem. E destul de șmecheră treaba asta așa cu explo... Uite un acolo, așa. Ok. Deci dacă pădurea galbenă e acolo, noi trebuie să găsim ceva munte care să fie literalmente perete în perete cu ei, ca să zicem așa. Așa că încolo e. Gen pe aici. Aha, uite că văd florile albastre, uite-le. Blue flowers. Mm-hmm. This is the right way. Hai acolo sus e, că-ți văd vârfurile și tot așa. Deci nu pare a fi drumul pe care îl văd în imagine, dar să zicem. Cred că funcționează și așa. Are pe aici e? Aha. Cum a pus să mă dau jos? The bow must be there. Aha, asta v-am zis că aici e. Pick up the longbow. Iute-l, mă. Ce șmecheată. Which is in this longbow? Oh, fuck. Stai că ne dă viziuni.
What the fuck is being sânge? Your bow is cursed. You will see nothing but death to the end of your days. Oh shit. Oh, duel of demons. Mamă, ce mascara la vere, ești nebun, zici că sunt aia care vin mascați iarna la noi. My God, cât de mișto e asta. Do you not fear the demons? First, nope. I'll drive the Mongols from our home. After that, I'll worry about curses. Demon. Oh shit. Gata. What the fuck? Cât de tare a fost asta, mă jur. Cât de tare a fost nebunia asta, serios acum. Damn. Ori l-am omorât pe ăla de bine, nu-și v-am uitat în jur dacă el a mort aici. Oh, și avem arcul lui acum. Avem 3 puncte, bă, am 3 puncte și eu nu le-am pus. Eu prost. Longbow, high damage and zoom, but long draw time, you cannot crouch while aiming. Da, adică nu e ca și cum cu celălalt mergeau. Explosive arrows, nice. Oh, poți să schimbi ce tip de arc vrei. Mamă, frate, cât animalul de arc. Holy shit. Blană. Mă, dar cred că se vede mare pe noi. Așa, hai să băgăm niște puncte în chestiile astea, boys. Ah, stai că așa că avem aici acesta. Strength of mammoth, increase the stagger. Ok, vreau asta când trebuie. Ce avem aici? Chris stagger, da, vreau să cred și asta ca să mă asigur că dăm și noi mai bine. Asta e o mișcare pe care nu-mi place să o folosesc, sincer, în junghierea asta. Dar asta e bună. Ghost. Hai să băgăm și la Ghost. Chain assassination. Da. Outnumbered. Need to strike faster. Yep. Kill another while the first bleeds. Nice. Ok. Unde putem merge? A, putem să ne upgradăm chestia de trapper. Da, uite mă, aici se află de fapt trapperii. Aici se află de fapt trapperii, boys. Oare dacă veneai direct aici, știind că arcul se află aici, oare puteai să-l iei? Te-ai dat schimb la tot sau nu? I'm happy to offer my services. Increase range, quick fire capacity, quick fire, sau hai să vedem aici ce avem. Heavy arrows, wind chime-uri, flaming arrows. Heavy arrows-urile sunt cele de la arc. An excellent choice. E bine. Goodbye. Mersi, boss. Ok, ce misiune avem de făcut? Stai că mai avem și aici de făcut. Ah, gifturile. Ok, hai să facem asta. Că sigur o să-mi săriți după aia în cap că nu... Că nu facem, principale. Ok, deci pot să iau light de la lighthouse de aici. M-am uitat dacă în satul ăla puteam să mă duc. Cred că puteam, dar n-am fost eu pe fază. Kill or observe Mongol leaders to learn powerful new stances. Zice or, dar am înțeles că poți să faci pe ambele. Unde e? În direcția aia, ok. Hai să ieșim din zona asta ca să pot să chem căluțul. Oare pe aici pot să mă sui pe casă? Da, pot, ca să mă dau de aici jos. Hop, așa. Ok, Kage. Mă gândeam că iese Kage din
tabără sau ceva. Bine, ce drept a sosit cumva din tabăra aia, deci e ok. Ah, dar nu cred că avem un loc prea prielnic să facem vreo treabă. Show me your skill. Trebuie să fie panorame de ăștia aici. A, deci scrie că-l s-a tăiat, ok, super. Mai e vreunul? Oh, water stands. My god. My god. Nice. Stai că vine bobița asta care... Nice. Ce papagali, frate. Îmi place că le băteam fix pe pietra asta funerare. Ok. Direcția, vreau frumos, domnule vânt? Sau bine, ar zic tati, că practic tati e vântul, dacă de câte îmi spunea jocul, dacă țineți minte. Your father is the wind. Uite mă cum se regenerează viața, ești nebun? Bro, asta e genial. Cât mai trebuie să consum resolve-uri ca să ne facem HP-ul. Ceea ce e super. Ok, Kage. Unde ai fost, mă, puță, mă? Te-ai dus tu repede. Tot înainte, bun. Zic, ce zice și misiunea asta, boys? Oh, deci mi se pare așa de mișto cum poți ales să progresezi în joc. Chiar n-aș fi vrut să fiu gen legat mereu să fac doar principale sau ceva. Și ce mi-am dorit eu, ce cred că cel mai mult, era ca secundarele să fie interesante. Și asta și a fost. Bă, nu mi-a atacat scala că mă bat. Ok, stai așa. Stai că nu văd. Oh shit. Așa mai, că trebuie să întorc camera și eu. Explosive arrow. Unde fugiți, mă? De ce fug? Tata, mă ignorați? Ia uite, mă ignoră ăștia. Cred că s-au înfricoșat. Ah, da, mă, că dacă te ferești de săgețele lor și văd că nici cu săgețele nu te rezolvă, mi se pare că da, poți să-i bagi în teamă sau ceva. Aici? Aici trebuie să mergem. Ce fain a zărit peste toată treaba aia. What? Altă de asta. Nice. Oh, aleu. Aoleu, doamne, butoanele sunt groaznice, deci X, L1, pătrat, L1, X. Nice, mamă, frate. Ok, greșit. X, L1, pătrat, L1, X. Ah, greșit. Din nou, nu, trebuie să fac asta. Trebuie să dau mai repede.
Oh, frate, cum le faci pe astea, mă, ești nebun? Aproape, aproape, aproape. Easy. Am tăiat prin 7. God damn. Resolving Chris. Oh. Băi, dă-mă în banană. Au, te zic, au pe ăștia aici. Mongol territory. Hello? Mă, îți dai seama cât o să am de făcut la jocul ăsta ca să-l platinez? Deci ai așa de multe activități pe care trebuie să le facem. Jesus. Da, am ajuns bine? Jocul ăsta pare mort. Și-l ține așa pe timp de noapte, pare și mai mort. Trăiește ceva pe aici? Bine, înțeleg că e Mongol territory, dar totuși. O, oh, Yuna! Nu știu ce mă chinui. Yuna! Care e ideea? Unde e frate tu? Nu zic că l-a luat iar pe frate tu. You made it. What happened here? Where's Tucker? Hiding with what's left of Komatsu. Mongols came a few days ago. Oh. They took prisoners. Killed anyone who put up a fight. Now they're coming back to finish the job. These were just scouts. The main force won't be far behind. Then we have to go. Now. We can hold this town. What? We need Komatsu's forge and its people. If you need to, you can leave. No. Oh. I'm tired of running. Take me to the others. Hammer and Forge. How many survivors are left? A few families. Mostly farmers and blacksmiths. Not worth much in a fight. Hmm. You killed all these men by yourself? Good work. I've had some practice. Nah. Can you get more arrows? Used ones. Stuck in buildings. And bodies. They'll have to do. Okay. He's out here leading villagers to safety. One of them got trapped over here by the Mongols. She's alive. Is it safe? The Mongols are gone for now. We're going to the forge. He'll be safer with us. Ah, oh, not cu noi. Deci am înțeles, om, a vinte și de repede. Yes, but we can't light it. The smoke will give us away. Show the Mongols where to find us. Ah. We can use it to lure them in. Force a fight at a location we control. They won't be expecting you here. You vezi? Smart. Lord Zakai. Yuna. Zakai. Zi-mă că ne faci ceva drăguț. I prayed the gods would protect you. I appreciate it. But I came for your help. Yuna said you needed something. A new tool. To save Lord Shimura. He's held prisoner in Castle Canada. And I need to break him out. Quietly. With no one seeing. This town has a forge. And you're a blacksmith. The best. I might be able to make something. But there is no time. The Mongols. I won't let them take Komatsu. We're staying. I need my assistant, Yukio. But we got separated. Where is he? I think he was looking for his wife. In town. I'll find Yukio. Yuna, be ready to fight. She always is. God damn. Ce are resurse pe aici, bro?
Faci un upgrade așa pentru un vechi prieten, ceva? Hai că nu mi-a rupt picioarele, spiral. Râul ăsta e teroare, ven. E mega teroare. Lasă-mă sabia aia, doamne. Mereu te agiți cu sabia aia atâta. O ai de la tact, tu știi că ești mecher. Ah, culo. Stand and fight. Haideți mai mulți oilor. Ah, trebuie să fie atacat. Rescuing hostages. The Mongols taking hostages if you spot an enemy spot will execute the prisoner. Acolo. Văzut cum stă cu fața. Zde, mai avem undeva altă opțiune de a ne urca. Ok, trebuie să vin de pe acoperiș, cred. Să-i sară în cap. Ar fi o opțiune bună. Zic eu. A, nu, ăștia-s așa. A, nu sunt... A, sunt doar ăștia. Am crezut că sunt... Am crezut că la Yukio? Crezi că la copălărie e... cum se cheamă? Follow me. Wait! My wife and her sister are by the river. Mai știu cum zice. Quickly. This way. Stay close and follow my orders. Deci dacă era vreunul în casă, trebuia să avem grijă, ok. Hide. Tașmă din gură. Don't look at it. Look at me. Yes, my lord. The Mongols found them. Stay here. Then Negumben. Olu! Ah, ia zic! Arc blestemat. Gata. Sunteți vii? Thank you. Mamă, trebuie să-i și apăr, vere. He's alive. Follow me. Taka needs your husband. Deci aici, aici puteai să dai... Bine, să dai, să dai greș. My love. Muțu. I thought I lost you. Are you hurt? That man fought like an animal or a demon. Only when I'm facing Mongols. We're going to the forge. Stay close. Here, you, you wait. Kiss you. Oh my God. Oh, no!
Chodź na to. Shut the fuck. Ah. Huy. We're under attack. Unde? Sunteți toți? Ok, sunteți toți. Hai că mai vin. Bine, și eu am dat-o prin centrul orașului ca deșteptul. Unde era forge-ul? Acolo. Bă, măcar a reușit să-i salvez pe toți. Gata, boys. Salut, Taka. Yukio! He saved us, Taka! Mm-hmm. Thank you, my lord. Hai să arăcă așa la foc. Where's Yuna? She went to get her family from the house across the river. Hmm. Hasn't come back. Damn. Uh-oh. Don't light the forge until we come back. Un temedus nebuno. Parcă vezi că omoară pe Yuna. Adică momentan e cam singurul personaj care îmi pasă. Adică nu pasă de unchiul ăsta, dar îmi pasă de Yuna. A făcut destule pentru noi. Ah, e-to. Îl pare vie, străpunsă de... A, nu-i străpunsă de săgeți. Ce? We're ready to light the forge. Taka said you're looking for a family. I was too late. Ah. The Mongols captured them, just across the river. Those people took my brother in when he was an apprentice. Oh, okay. Let's go. Okay, okay. Where? Is samurai, well, truth, or I hurt your friends. We don't want you. Rest of your people. They've gone. Please, let us go. Smulți de sangrijă. Momentan e doar unul înăuntru. Ok, ăsta înăuntru și ăla. Aștept să se întoarcă la cu spatele. Haide. Trebuie să-i spar capul probabil cu arcul. Ah, s-a dus departe rău de tot. S-ar tea ăsta să vadă dacă îl rupă ăsta de aici. De-aia încerc să evit orice treabă. Hai că n-are casca, aștea să-i trag în cap. N-auzit nimeni. Taci, mă, de gură.
J'attends. You saved us. This fight's not over. Can you make it to the forge? Yes. Yuna, ce faci? I think so. Everyone stay close to me. Where did he come from? It's a long story. The way he killed them. He's not human. Maybe you're right. Here you. Shit. Leca, mă, codițe. I'm not human. Bă, e ca și cum fac ceva senzațional acum, știi? Cred că sunt ăia care se învârteau ca proștii. A, putem să ignorăm, n-ar o să ne batem cu ei. Gata, ne-am întors. Ia zi, tac, ai făcut ceva pentru mine. Thank the gods. N-ai făcut nimic pentru mine, fii atent. Like the forge, Tucker. What about the Mongols? Tași, mă. They won't risk destroying this place. That gives us a chance to kill them all. If they don't kill us first. Either way, this is where we make our stand. Ok. Oi, oi. No fuck swipe. Ah, trebuie să sar de la. Fuck off. Mai sunt? Mongols are in the forge. We have to stop them. Câini. A, fi țar bostanul ăla mare, mă. Lasă-mă tigaia jos. Bă, câinii, frate, serios. Nu puteți ocupa de niște potăi? Stai că mai vin. Stai boss-ul, cred. Am-o pe bune. Unde mai sumă? A, acolo. Nu cred că mai sunt. Vine arcăin. Mamă, fiți arcăinii. Dude, câinii. Hai departe de oameni, bro. Shit. Al dracu cu căței ăștia, vere.
Mai doar Barosanul ăsta. O, care e, care e șmecherul. Dude. A, nu zic că trebuie să iau toată lupta de la capăt. Tu e ceapa măsii. Am crezut că Yuna se ocupă de treaba cu intratul în oraș, dar văd că nu. Vezi asta că vă lăsați în baza unei femei de genul ăsta? Oh, gata, stai că vine la oricum. Ok, unde e arcașul? Ăla m-a interesat pe mine. Gata, mă. Oh, i-am pus și piedică. Gata. L-ai rupt? Măcar atâta. Oare zice ceva asta? Nu zice. A samurai fight like that. It was nothing. You are more than a samurai. Dar ce sunt? He is a vengeful spirit, back from the grave to slaughter the Mongols. Boy. The ghost. Where do we hide now? Aici. You don't. Fire up your forge and get back to making strong Komatsu weapons. That's how we fight back. That's how we'll save Lord Shimura. Vengeful spirit? Mm-hmm. I think they liked it. Pana mea, am murit de vă două ori în jocul ăsta. Gen legal vorbind. Odată aruncat pe pod și odată în lupt acolo. God damn. Faină misiune. Grea, dar faină. Gen, se vede că misiunile principale sunt mai hardcore, dar totuși The Shadow Samurai. Ia-o pasta. Oh, nouă chestie de ghost. Smoke bomb sau black powder. Black powder, să mergem. Smoke bomb-ul lăsăm la final, nu mi se pare. Mongol's black powder into a clay pot. I can set it aflame. Throw it as a weapon. Îl dăm cu stagger. Oh. În castelul Canada. I read that samurai follow a path of honor. It is one of the many differences between us. Then why have my men found their brothers stabbed in the back? Lord Sakai would never resort to such tactics. Bada. War brings out who we truly are. It has made you a dog, unleashed by your cousin Kublai to rape and pillage at his command. Your nephew strays from the warrior's path. So what? He will become what you hate. Unless you join my empire's fight for peace. You don't want allies. You want soldiers to overthrow the Shogun. Consider my offer. Okay. Help your nephew regain his honor before his cowardice goes too far.
and before I bring you his head. Goddamn. I can't free my uncle until Tucker finishes what he's working on. I should see if Yuna has any news. The Iron Hook. Ah, cred că ăsta e următorul quest pe care o să-l avem de făcut. Da, ăsta. Mă, dar avem multe lucruri de făcut prin jur. Da, cred că data viitoare o să ne ocupăm de zonele astea să le liberăm, plus de poveștile pe care le mai avem noi pe aici. Pentru că totuși mai avem de făcut unealta ca să ne ducem pe astea. Deci o să ne ocupăm data viitoare mai întâi de astea. Și probabil și de satul ăsta să le liberăm. Iar apoi o să ne ocupăm de chestia principală. Dar anyways, a fost o misiune destul de mișto. Mai mult ca am startat pe acest video din Ghost of Tsushima. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut știți foarte bine ce aveți făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!